Și? Aveați bani? Da. Copilul aveați în Canada? Nu, el s-a născut în 1986. Da, adică în mijlocul exilului, dar și în criza aceea, teama de comuniști, ororile care le-am Erați trecut. însurat când ați avut Nu, copilul nu, în nu, nu, Canada? nu. Sărătoarea a avut loc în 1994, Cu cine GR, v-ați căsătorit? cu o doamnă din Franța, Ce meserie are? farmacistă. Acolo eram cu o anumită canadiancă, care mi-a făcut acest copil, crezând că mă voi stabili definitiv în Canada și voi reuși să fac o breșă în Statele Unite ale Americii. Și o să cuceresc America. Am cucerit-o, domnule. Și nu s-a spus niciodată acest lucru. Da? Două discuri de aur, știți ce înseamnă să ai două discuri de aur? Ce înseamnă? Un milion de discuri vândute. De ce nu v-ați hotărât să vă căsătoriți cu mama copilului? Însemna să împart viața sentimentală cu viața artistică. Și eu am fost totul pentru artă. I-am lăsat acolo bunuri, pian, casă, mobile, covoare, tablouri. Și acolo ați lăsat o Am lăsat tot, am reședință. abandonat tot și am venit cu două valize în Europa, înapoi la Paris. Și în 90, când a fost boom-ul acela, explozia Revoluției, am zis în sfârșit. Și am venit, aveam patru plămâni, sau 1.000 de plămâni, respiram, Dar tot parcă numai eram două muntele valize. Retezatul, așa Tot respiram eu. aveați tot numai două valize când ați venit în 90? În 90 am venit cu două valize. După aceea mi-am adus câteva camioane cu toate bunurile mele, toate mobilele, tot în 2002 s-a terminat și cu acest exod. Și acum mobilele mele și toate bunurile mele zac în două hale insalubre, pe undeva până lângă Gara de Nord, n-am unde să le pun. Și dumneavoastră domiciliați? Într-un apartament de bloc la 6 etajul 6, unde gâfâi ca un De ce? leu Nu în merge junglă, pentru liftul? că nu pot să respir, n-am unde să pun pianul, Vecinii se n-am unde plâng? să cânt cu naiul, n-am unde să compun, deci eu acolo sunt ștrangulat, sunt un om mort. Eu doar iau liftul, mă duc, văd, dau bună ziua la oameni, ador oamenii, ador vecinii, ador locatarii, Bine, dar oameni, problema dumneavoastră nu e asociația de dar locatari de la blocul la care locuiți, nu, e faptul că este nu vă simțiți. în Canada aveam 4 hectare de pământ cu lac, cu pădure, aveam veverițele mele, aveam 9 veverițele care mârcheau la ușă iarna și dădeam funga de alune. Și când s-a ales praful de feierie Dar acum aceasta, de ce nu mergeți la familia de la Paris? și ce să fac acolo? Ce sunt românii de fapt? De fapt, ce vor românii de la mine? Când după 15 ani de încercări nu obții nimic, n-ai nicio rezolvare și din potrivă te vezi șomer, că azi sunt șomer, n-am niciun serviciu, n-am niciun salariu, n-am nimic. Cum poți să lași un artist care a adus atâta țării, ca glorie și ca mișcă, ca legendă, să-l lași fără servici? Dumneavoastră aveți naiul Îl am, și un da. artist de mare talent n-are nevoie de servici. Păi atunci înseamnă că singura soluție este să mă duc să cânt prin piețe, pe străzi, să fac lumea fericită. Dacă eram cooptat ca un secretar de stat într-un minister al culturii, credeți că eu nu știam despre ce vorbesc? Acum lumea care vă privește ce poate să spună? Uite, Zamfir, naistul ăsta extraordinar își dorește o funcție. Dar nici șomer să fiu. E frustrant. Gloria maximă când ați simțit că o trăiți. În fiecare Are. moment, când am fost într-o biserică, într-o catedrală și, bineînțeles, și în marile sale de concerte ale Pământului. Când cântați la nai într-o catedrală, simțiți că uitați de toate mizerile vieții? Da, este o eliberare Că nu poți spre. să cânți și să fii furios că ți s-a întrerupt Nu. contractul de Nu. colaborare, Nu. nu? Naiul are ceva în plus. Cred că vine și din istoria sa. Este cel mai vechi instrument de pe Terra. E instrumentul care exista fără a fi făurit de mâna omului, nu? Pentru că primul Primul. nai a fost pur natural. A fost prima trestie ruptă de vânt, în care a Exact. suflat vântul. Rămăsesem pe lipscani când ați văzut câțiva cântăreți pe stradă, orbi, În și zăpadă, atunci da. v-ați îndrăgostit de muzică și ați zis și eu o să fiu muzician. Da. I-am spus Da. tatălui că nu pot face altă meserie în afară de muzică. El a înțeles, de Cum fapt. a înțeles? Că am văzut în carte că a zis, eu nu te vreau lăutar. El mă vroia lângă el. El știa că dacă mă duc la o școală de muzică, într-o zi, ajungând artist, voi părăsi casa natală și voi pleca în lume. S-a Primul întâmplat. mare lăutar pe care l-ați văzut, care a fost? Fănică Luca a fost cel mai mare. După părerea mea, a fost mai mare decât, mult mai mare decât Grigoraș Dinicu. Pentru că Fănică Luca era și cântăreț, a fost unul dintre cei mai desăvârșiți cântăreți de cântec popular din perioada între cele două războaie mondiale. Era gitarist, deci cânta cu gitara Și era și și lăutar? era și lăutar și Era cânta. țigan? Era țigan, era un fel de țigan boier. Umbla cu mantouri de gabardină, cu guler de astrahan, avea papion, avea costume de camgar în Ah. englezesc, avea mânuși de mătase, deci Avea clasă.
avea clasă, avea rasă în el, cu toate că n-avea decât, nu, 4 clase primare și l-a luat la 62 de ani când era profesorul meu. Era analfabet muzical și literar, nu știa să scrie nici să citească. El a venit la 60 de ani ca profesor la liceul de muzică și l-au adus comuniștii când nu mai conta dacă ai diplome sau nu. Gheorghe Gheorghiu Dej l-a adus. I-au dat dispensă. I-au dat dispensa aceasta să creeze prima clasă de nai și să salveze naiul. De fapt, acesta a fost meritul colosal al acestui om. Mi-a dat niște ritmuri să le imit, le-am imitat la perfecție, s-a dus la pian, mi-a dat câteva intervale, le-am intonat la perfecție, s-a uitat la forma mea fizică, la structura feții mele, la buză, mi-a pus să suflu în palmă, a zis, rămâi la noi. Așa zic, a zis, rămâi la noi. De unde ești? Din Găiești. Ah, de la taraful lui Onelescu, unde am cântat atâția ani în casa boierului Olănescu. Și zice, păi am stat ani de zile la Găiești. Zice, rămâi la nai. Când v-a spus rămâi la nai, știați ce înseamnă un nai? Nu aveam nicio idee. Și am zis, nu rămân la nai. Eu am venit pentru acordeon. Și am ieșit afară din clasă plângând. Tata, care se uita pe gaura cheii, m-a întrebat ce s-a întâmplat și eu plângând în hohote, am zis, cineva de acolo, domnul Fănică Luca, tovarășul Fănică Luca, așa se spunea, vrea să mă oprească la clasa lui la nai. Și zic, nu vreau, eu am venit pentru acordeon. Mi-a dat tata o palmă de s-a zguduit culoarele acelea cu mine și m-a împins în clasă înapoi. Ați vrut să fugiți de tot ce avea să fie și viața după, dumneavoastră. Da, și după 3 luni de zile, tata, constatând că nu fac liceu de cultură generală paralel cu cel de muzică, m-a retras din școală și m-a dus la Găiești să mă facă inginer. Am stat 45 de zile închis cu acordeonul în brațe în camera mea cu cheia în buzunar. Mama o lăsam de 2 ore să-mi aducă colorez, orez cu lapte, ca să nu mor de foame, da, și plângeam și plângeam în continuu, școala mea, școala mea, școala mea. Ați spus că Fănică Luca, lăutarul care v-a descoperit, v-a studiat conformația. Trebuie înțeles că nu orice muzician poate să facă naiul? Nu. Cei care au buze groase sunt buni pentru trombon, cei care au buze prea subțiri sunt buni pentru oboi, cei care au buze foarte groase sunt buni pentru tubă, pentru că muștucul este foarte mare, sau trompetă. Când vedeți niște tineri, studenți de la conservator, să zicem, privindu-i, știți dacă pot să facă nai sau nu? Numai dacă îi pun un nai la gură și îi spun suflă. Și atunci, la primul sunet, vă dați seama? Din 40, dacă 2 sau 3 scot un sunet pe un tub, este miracol. E cum vă explicați asta? Pare atât de simplu. Nu-i suflă ca și cum ar sufla în foc. Adică? Să aprindă un foc, să-l întrețină sau să-l aprindă. Nu. Alții suflă ca și când? Suflă cu toată gura. Sau... Nu. Există un anumit sistem al mușchilor circulari care nu îți permite decât să deschizi acea coloană de aer care produce sunetul prin vibrație. Este un suflu extraordinar de delicat, din care poate ieși un uragan sau poate ieși numai o părticică din sunet, un firicel, o șoaptă. Este singurul instrument din toate instrumentele ale planetei în care poți să scoți o șoaptă. Dumneavoastră cântați la nai atât, cu atâta naturalețe, cu atâta firesc, cu aparentă lipsă de efort, încât unor oameni poate li se pare normal. Ei, Zamfir, cântă la nai. Ori bănuiesc că asta implică o imensă cantitate de muncă, vă întreb. Implică o dăruire totală și un efort fizic colosal. Câte ore pe zi? Și acum, la această vârstă, studiez între 6 și 8 ore pe zi la nai. Dacă trec mai multe zile fără să vă apropiați de nai, naiul se răzbună? Se răzbună complet. Este un instrument teribil de răzbunător. Maximum, cât ați stat departe de nai? Am stat până la 2 săptămâni fără nai. De ce? Ce ați făcut atunci? Am făcut cure de purificare, de nemâncare. De ce le-ați făcut? Până la 3 săptămâni, numai cu apă minerală. Mă purificam, meditam, niște metode vechi de recăpătare a vigorii, a sănătății, a purificării prin sângelui. Prin post total? Prin post negru, da. Și de ce n-ați cântat la nai în timpul ăsta? După a 7-a zi nu mai puteam. Aveam vertigii și fizic nu mai puteam. Este de fapt același principiu pe care îl folosesc cântăreții de operă. Gimnastica de întreținere. Diafragma, toracele, respirația claviculară, care este împărțită cu o judiciozitate și cu un control absolut perfect. Deci un om bolnav de plămâni, să zicem, n-ar putea niciodată face nai. Am fost pus în situația în care să suflu atât de puternic, pentru că cântam cu orgi care aveau peste 8.000 de tuburi. Și vă acopereau. Și care, când apăsa pe pedala de tutti, adică toate tuburile împreună în fortissimo, eu eram cu un tub de 3-4-5 cm și atunci, cu forța plămânilor, împingeam peste puterile mele. Și? Așa.
Au fost cazuri și concerte în care s-au spart tuburi. Dar naiul istoric e o sumă de câte tuburi? Variază de la 7 tuburi naiul creat de zeul Pan în mitologie până la 19, 20, 21. Fănică Luca avea cu 19 și cu 21 de... Și dumneavoastră ați adăugat, după câte am văzut în carte. Și 1968, anul în care Fănică Luca a ieșit din lume, cum spunea părintele Galeriu, intrarea în lume, ce frumos, ieșirea din lume. În 1968 mi s-a părut că forma aceea de 21 de tuburi nu este completă. Și mi s-a părut că în registru acut, el deja de la jumătatea lui spre acut, devine strident. Și am zis, dacă aș adăuga 2, 3, 4, 5 tuburi în grav, poate că s-ar întâmpla ceva. Și? S-a întâmplat ceva? Da. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat pentru că faptul că am câștigat o gvintă, 5 tuburi în plus, în care, care a dat posibilitatea să creez naiul alto, naiul bariton, aceea naiul bas, naiul contrabas cu 28 și naiul gigant cu 42 de tot. Când am apărut la Paris, am venit cu o traistă, aveam o traistă țărănească brodată, un costum popular cu chimirul la brâu și purtam aceste naiuri. Și publicul nu știa ce înseamnă aceste naiuri. Eu scoteam, schimbam în funcție de repertoriu. Vreodată vă face bine să vă ascultați propria muzică? Foarte rar. De ce? Pentru că mi-e greu să mă suport în momentul când știu că pot să fac mai mult. Și zic, gata, s-a terminat, altă etapă. Mai sus, mai sus. Am înțeles că ați fost un navetist planetar și cu dragostea cum stăteați, vorba... Cu dragostea, reclamei. Cum să spun, eram un fel de fluturaș. Mă duceam în Australia, dacă se întâmpla, se întâmpla, dacă nu, nu. Nu v-ați dorit o iubită, o casă, o chestie stabilă? Nu, transformasem femeia în muză. Mie nu mi-au plăcut femeile, mi-a plăcut femeia ca simbol, ca simbol al frumuseții. Dar nu găseați simbolul ăsta întrupat în nimeni și atunci o tot căutați. Constatam că X, Y avea o defecțiune și atunci eram obligat să părăsesc câmpul. Că dumneavoastră căutați perfecțiunea. Când am avut succes, atunci femeile au început să mă curteze. Dar eu, în perioada copilăriei, adolescenței, am suferit enorm din cauza iubirilor și a fetelor care au trecut prin viața mea sau care n-au trecut prin viața mea. Eram un om frustrat. V-au făcut să suferiți? M-au făcut să sufer. Și atunci, după ce ați devenit... Mă înșelau, erau neserioase, eu îmi cream vise și așa. Fabulam. Dar în perioada 70-80... V-ați răzbunat? Nu m-am răzbunat. Ați completare. Fost răzbunat de viață. Ca o completare, pentru că aceasta m-a dus la descoperirea poeziei. Am început să scriu poezii, să-mi scriu memoriile. Am scris 3 volume de versuri. Am început să compun. Deci femeia a fost muza mea inspiratoare. Eu am început să compun datorită femei. Rapsodia română a primăverii. Concertul numărul 1 deci pentru mea și orchestra. Deci ați fost și în zona asta, domnule Zamfir, un artist. Vă pare rău că nu v-ați oprit la vreuna din muze sau toate se confundă privind acum spre trecut? Un rol negativ l-a avut și tata. El când a văzut că sunt cu cineva sau cu altcineva și mă plecam într-un turneu 3 luni de zile, când veneam, toată relația era distrusă. Nu te merită, nu e pentru tine, deschide-ți ochii, fiule, ai o țuică să bem în bucătărie, să mai stăm de vorbă. Tata a fost un posesiv, dominator, absolut. Da. El visa să ajungă la tifundiar, să aibă sute de mii de vaci și sute de mii de hectare, să și trateze. Și visa rău, visa bine. Nu, visa, dar i s-a rupt acest vis. Când a abdicat regele, când a fost silit să abdice regele Mihai, a ieșit afară în curte și a golit o magazie de 6 gloanțe în pistolul lui și a urlat, s-a terminat cu noi, au câștigat comuniștii, regele a abdicat. Dar să revenim la perioada aceea când am stat închis în camera mea 45 de zile, am zis în sfârșit și am venit, aveam 4 plămâni sau 1000 de plămâni, respiram, dar tot parcă eram mutele retezatul, așa tot respiram. Aveați tot numai 2 valize când ați venit în 90? În 90 am venit cu 2 valize. După aceea mi-am adus câteva camioane. Eu am fost totul pentru artă. I-am lăsat acolo bunuri, pian, casă, mobile, covoare, tablouri. Și acolo ați lăsat o Am lăsat reședință. Tot. Am abandonat tot și am venit cu 2 valize în Europa, înapoi, la Paris. Și în 90, când a fost boom-ul acela, explozia Revoluției, 94. Cu cine v-ați căsătorit? Cu o doamnă din Franța. Ce meserie are? Farmacistă. Acolo eram cu o anumită canadiancă, care mi-a făcut acest copil crezând că mă voi stabili definitiv în Canada și voi reuși să fac o breșă în stat. Și? Aveați bani? Da. Copilul aveați în Canada? Nu, el s-a născut în 1986. Da, adică în mijlocul exilului, dar și
în criza aceea, teama de comuniști, ororile erați care le-am trecut... Erați însurat când ați avut copilul în Canada? Nu, nu, nu. Sărătoarea a avut loc în 1990 unite ale Americii. Și o să cuceresc America. Am cucerit-o, domnule. Și nu s-a spus niciodată acest lucru. Da? Două discuri de aur, știți ce înseamnă să ai două discuri de aur? Ce înseamnă? Un milion de discuri vândute. De ce nu v-ați hotărât să vă căsătoriți cu mama copilului? Înseamnă să împart viața sentimentală cu viața artistică.